Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Petri Video. Ne aflăm în localitatea Fierbinți Târg, localitatea unde se filmează serialul Las Fierbinți, iar imediat după acest pod, peste râul Ialomița, se află Fierbinții de Jos. Aici se află magazinul La Oaie din serialul Las Fierbinți, dar noi mergem mai departe în următoarea comună vecină, și anume Maia, localitatea copilăriei mele, de unde veți vedea mai multe. Rămâneți aproape și veți vedea. Intrăm în localitatea Maia, situată la aproximativ 50 de km distanță de București. Deține mai multe bălți de pescuit cu plată și ne oprim și noi la una dintre acestea. Suntem într-o zonă super liniștită. Suntem în localitatea Maia, localitatea copilăriei mele, și vreau să vă prezint aici, în spatele nostru, ca de altfel și în fața mea, o priveliște minunată. Ia uitați, dragilor, această baltă minunată, acest peisaj superb, cu soarele aproape la apus. O priveliște minunată. Aici este o baltă în care se poate pescui. Este o baltă cu pește, o baltă cu plată. Pentru cei interesați, poate veni să pescuiască în această localitate. Se prinde pește, nu știu să vă spun care este suma, probabil în jur de 100 de lei. Sunt mai multe locuri de pescuit. Mai devreme, când am venit, erau aici o persoană care pescuia. Deci un loc minunat, un loc cu relaxare pură, se aud păsărelele, guguștucii, o priveliște minunată, un loc în natură unde te poți relaxa. Îți place aici? Mm-hmm. Da, am vrut să vă arăt și vouă. Noi am ieșit un pic, am venit un pic aici și profităm de aceste momente în natură, momente frumoase. Aici am copilărit, aici în aceste ape ne scăldam, cum era odată la scăldat în apă. Așadar, pentru cei care se ocupă cu pescuit, să vină aici, în localitatea Maia din județul Ialomița, și cu siguranță va prinde și pește, se va și relaxa, deci e un loc minunat. Un loc minunat, aer curat, și în videoclipurile viitoare poate o să vă mai prezint și alte locuri frumoase din această localitate. Rămâneți aproape și dacă vă place, dați un like, abonați-vă pentru cine este nou la acest canal, și vă mulțumim pentru vizionare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. O să vă arăt și acel afiș cu pescuitul. Te simți ok? Ești relaxată, nu? Normal că ești relaxată într-o asemenea priveliște. Până și țânțarii sunt relaxați. Și țânțarii sunt relaxați. E superb. Superb. Deci o priveliște minunată. Ia uitați cât de frumos este. Superb.
Superb!